UPL vă recomandă Silhouette, adjuvantul numărul 1 din România. Mânie. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. O să continuăm să discutăm despre acest recensământ general agricol împreună cu domnul Florentin Bercu, Ștefan Gheorghiță și Raul Mărunțoiu și apoi o să trecem și la legea vânzării terenurilor agricole să vedem cum ar trebui ea să arate sau dacă actuala formă vă mulțumește. Ca o concluzie vis-a-vis de acest recensământ general agricol, cu toții suntem de acord că trebuia făcut, e o chestiune obligatorie pe care trebuie să o luăm în calcul, să vedem cum se va realiza acum și care vor fi rezultatele, dacă vom ști să le și interpretăm, să ne ajute, că așa niște date cei de la sociologie știu să le adune de pe teren. Studia mai avut. Exact, să vedem ce facem și cu ele. Pentru a avea un impact cheltuirea celor 60 de milioane de euro de care aminteați, este nevoie să avem datele centralizate cât mai rapid cu putință, sperăm noi în maxim 30 de zile de când se încheie recensământul, și să fie folosită în implementarea politicilor viitoare, inclusiv dacă pot fi de folos în cadrul Planului Național Strategic 2022-2027 și așa mai departe, pentru a găsi soluții atât de, să spunem, de consolidare a exploatațiilor din România și de echilibrarea balanței comerciale cu produse agroalimentare, că despre asta e vorba, adică suntem pe o balanță negativă, deficitară, și trebuie să vedem ce măsuri trebuie luate la nivelul exploatațiilor sau așa ziselor gospodării țărănești, dacă trebuie luate în calcul, trebuie calibrate, e indicat să se asocieze așa cum au făcut și alții, cum ar trebui să fie acele forme de asociere și tot ce ține de treaba asta. Și fac aici doar o singură mențiune. În Germania, în 1950 aveau 23.500 de cooperative, acum 1.667, pentru că ele toate au fuzionat, s-au cumasat și au ajuns să fie mult mai eficiente, mai fiabile, să fie sustenabile și să poată să ajute fermierii să fie capitalizați și să facă față competiției unice. La asta trebuie să ne gândim și noi în România. Dacă vrem să rămânem așa doar de dragul de a nu supăra pe nimeni și să nu avem niciun viitor, niciun obiectiv și niciun standard foarte, să zicem, motivant și care să fie o țintă ambițioasă, nu o să rezolvăm nimic. Bun. Haideți să trecem și la următorul subiect. Legea vânzării terenurilor agricole. Se pune tot mai serios problema asta. De fapt, au început în Senatul României, în Comisia de Agricultură de acolo, să schițeze o nouă lege a vânzării terenurilor agricole. Culmea e că ea a fost modificată, cred că n-are un an de zile, de când a fost modificată. Și înțeleg că sunt oameni nemulțumiți. Eu asta am dedus din discuțiile pe care le-am avut. Sunteți de acord cu actuala formă, domnul Gheorghiță? Eu, din punctul meu de vedere, sunt și adeptul unei alte filozofii. Vedeți, dumneavoastră, vin diversi oameni, mulți dintre ei de bună credință. Eu pornesc discuția de la cei care sunt corect. De bună credință. Și ridică aspecte care pot sau necesită îmbunătățiri. Sunt de acord. Nu cred că există pe pământul acesta vreo lege care să mulțumească pe toată lumea. Sau o reglementare în general. Problema este alta. O oblăcăm cu totul sau mai repede o modificăm și îi dăm drumul să funcționeze. Fiindcă lucrurile sunt discutabile. Noi am mers pe formula, hai să o blocăm. Am blocat. Bun, nu știu de ce, nu știu pentru cine, pentru ce, dar oricum, în spatele semnelor de întrebare, sunt niște gânduri pe care le-am. De anumite interese, de anumite dorințe, de anumite neîmpliniri, de anumite blocaje. Sunt unele firme care au foarte mulți bani blocați în terenurile agricole și nu mai pot scăpa de ele. Că asta e viața și nu se mai poate. Deci au fost deranjate și anumite interese. Pe lângă interese, sunt și niște lucruri practice. Poate, într-adevăr, vânzarea merge mai dificil. Poate vânzarea are niște piedici apărute în plus. Dar era mult mai simplu să ne aplecăm, hai să vedem ce trebuie modificat. 1, 2, 3, 5 articole, le modificăm și le schimbăm. S-a pornit de la ideea, hai să facem o nouă lege. Eu personal, și zic că sunt unul dintre fermierii care mai citesc din când în când măcar și astea, și nu am înțeles foarte exact care sunt obiectivele noii legi. Fiindcă
Eu așa zic că ar trebui făcut. În momentul în care te apuci să faci o modificare de această anvergură, o strategie până la urmă sau partea unei strategii, trebuie să îți anunți care sunt interesele. Afară de faptul că l-am văzut pe domnul Oros, că a venit și a repus pe tapet problema limitării suprafețelor, 500, 1000 de hectare, 2000, 7000, 233, nici nu contează cifra, și care, pot să o înțeleg ca idee, ce quantum va fi, ce nu, se discută, dar ca idee o pot înțelege, alte lucruri foarte clare pe care vrem să le modificăm, nu am văzut. Deci ne-am apucat să modificăm legea iar acolo, într-o formă de grup. De-astea. Eu ce reproșez tuturor autorităților în special, doamne, de ce nu facem niște lucruri publice? De ce nu le anunțăm? De ce nu le prezentăm? Eu n-am înțeles și aici mi-ar fi plăcut și colegi de-ai mei să fie mai activi. Doamne, de ce trebuie dezbaterile de la minister? Pe Programul Național de Reziliență, pe Programul Național Strategic sau orice alte reglemente, de ce trebuie, doamne, să crede? Nu, da, eu altceva v-aș întreba pe dumneavoastră, care sunteți beneficiarii acestor legi, acestor acte normative, de ce nu suntem capabili din moment ce legea asta, cred că n-are 6 luni de când a fost publicată, să venim acum să o îmbunătățim. Păi n-am fost, dați-mi voie, domnul Bercu, n-am fost capabili din prima să scriem o lege când tot aceleași formațiuni politice s-au ocupat de ea, da? Că cam tot oamenii ăștia au fost și tot cei care sunt acum vor să o modifice, nu cei care au venit noi în Parlament, mă refer la anumite formațiuni politice. Nu știu, domnul Mărunțoiu, pentru dumneavoastră vă mulțumește, vă satisface legea asta vânzării terenurilor agricole? Ați auzit situația, ați fost dumneavoastră într-o situație să vreți să tranzacționați un teren, să-l cumpărați, să-l vindeți și v-ați lovit de un blocaj din punctul ăsta de vedere? Da, bineînțeles, de acel blocaj din toamnă, iarnă și aproape primăvară, cât timp nu au fost norme metodologice și era un haos, nimeni nu știa nimic ce are de făcut, ce hârtii, de unde ia și unde le duce și în câte exemplare. Da, au fost situații care au încurcat puțin socotelile și așa încurcate de seceta de anul trecut. Și la rândul meu cunosc și alți fermieri care aveau nevoie să vândă niște teren ca să se țină pe linia de plutire. Alți fermieri vreau să mai achiziționeze ceva sau așa mai departe. Proprietari de teren care, la rândul lor, dacă avea omul o nevoie, nu știu, trebuia să se opereze sau să... Da, erau diferite spețe, că până la urmă știți cum e. Omul vinde, sigur, din anumite considerente, care are nevoie de bani, că se întâmplă o situație, nu... vinde așa de plictiseală. Absolut. Ceea ce nu apreciez eu absolut deloc și chiar nu că nu apreciez, îmi repugnă, este această hopamitică legislativă. Blocăm, dăm o modificare, după care ne dăm seama că iar trebuie să modificăm sau nu că ne dăm seama, dar să trezesc unii că mai vor să mai facă ceva, să mai modifice un articol, un aliniat, să mai abroge alt aliniat. Era o vorbă celebră la români, că s-a modificat schimbarea sau cam așa ceva, nu? S-a schimbat schimbarea. Da. Ori în agricultură și în orice domeniu de activitate. Ai nevoie de puțină stabilitate legislativă, că și domeniul ăsta agricol, totuși, nu cred că e codul fiscal al României, care, într-adevăr, ăla din anumite alte realități, trebuie să fie modificat mai des. Dar vorbim de terenuri, vorbim de a bloca o activitate și eu nu văd bine nici pe viitor această situație, pentru că poate peste ceva timp, la termen sau înainte de termen, vor veni alți reprezentanți ai poporului român la conducere și poate nu îi împiedică nici pe aceia, nu îi va împiedica nimic să spună legea asta nu e bună. Trebuie să o dărâmăm cu totul și să dăm alta sau să o modificăm major. Instabilitatea asta nu face bine nimănui. Nu știu, probabil că totuși cuiva face bine, dar fermierului român în niciun caz. Așa cum spunea domnul Mărânțoiu, și eu cred că e nevoie de stabilitate și predictibilitate pentru a desfășura o activitate agricolă cât mai profesionistă. Ceea ce mai trebuie reamintit e că timp de 2 ani de zile a fost dezbătut acest proiect de lege care a fost aprobat,
a stat mai bine de un an la Comisia Juridică din Camera Deputaților, iar trei dintre inițiatorii acestui proiect de lege au avut ocazia atunci să vină cu propuneri de îmbunătățire și să facă această lege perfectă sau, așa cum spun ei, mult mai bună. Și n-au făcut-o. Ce aș completa referitor la ce a spus dumneavoastră e că această variantă a proiectului legislativ deja a fost aprobată tacit în Senat, n-a mai apucat să mai fie discutată în Comisia de Agricultură de la Senat și este transmisă către Camera Deputaților. A trecut pe repede înainte. Acum, totodată, în cadrul acelor dezbateri care au avut loc pe parcursul acelor 2 ani, la care toate organizațiile profesionale și toate părțile implicate au participat și și-au spus punctul de vedere, au fost avute în vedere două aspecte foarte importante care au fost preluate din statele membre. Încep cu obiectivul legii, care principalul obiectiv e prevenirea speculei cu terenuri agricole și dacă ne uităm pe raportul Comisiei Europene, unde suntem numărul 1 la țara în care se vinde cel mai mult teren din Uniunea Europeană și am fost arătați ca și exemplu negativ, acolo există posibilitatea să ai anumite obiective, așa cum a fost cel al României de prevenirea speculei cu terenuri agricole. Și în acest sens s-au preluat două exemple, unul din Franța, unul din Germania, așa nume, introducerea unei condiții de domiciliu sau de sediu minim 5 ani de zile, care în Franța era de minim 7 ani de zile, deci am venit cu două condiții care sunt sub nivelul Franței și Germaniei, două state emblematice în Uniunea Europeană. Și în Germania era o condiție prin care, pentru a preveni specula, dacă vrei să vinzi terenul mai devreme, de 10 ani de zile, atunci să plătești 80% din diferența de preț. De la achiziție la valorificare. Fermierii, 99% din cazuri, cumpără terenul să-l exploateze și doar în cazuri excepționale, așa cum a fost anul trecut, îl vor valorifica pentru a trece peste un an foarte greu. Dar în rest, nu are de ce să-i deranjeze. Și eu consider că e nevoie de continuarea demersurilor și de menținerea acestei legi, dacă se va putea, pentru o perioadă de un an de zile, pentru a vedea cu adevărat modul cum ea este implementată. Într-adevăr, având în vedere că și eu sunt în curs de a achiziționa o suprafață mică de teren ce-i drept, sunt implicat în acest proiect și văd că se mișcă mai greu decât înainte. Dar asta nu înseamnă că ea nu e bună. Pur și simplu face și corectează anumite lucruri care trebuiau corectate din 2007, dacă nu cel târziu în 2014, când a apărut prima dată legea. Dacă atunci n-am avut curajul sau n-am vrut să luăm anumite demersuri, anumite măsuri, acum era ultima șansă de a efectua aceste schimbări. Personal și cred că și colegii sunt pentru a rămâne aceste două condiții în legea vânzării terenurilor, adică acea condiție minimă atât pentru persoana fizică cât și pentru persoana juridică și acționar, minim 5 ani de zile domiciliu pe teritoriul național, pentru că așa a rămas, pe teritoriul național, și totodată în cazul în care vrei să vinzi terenul pentru speculă, să-l cumperi și să-l dai mai departe, să plătești un impozit pe măsură. Acum, dacă mă întrebați pe mine personal, într-adevăr ce ar fi lipsit, domnul ministru are dreptate și era bine să fi susținut mult mai cu ardoare și parlamentarii de la acea vreme un prag minim, să-i spunem, sau un prag maxim până la care fermierii, persoane fizice sau persoane juridice pot avea dreptul de preemțiune. Și era necesar, acum rămâne de discutat cât ar fi trebuit să fie acel prag. Dar el era oportun tot în sensul prevenirii speculei și a rămâne terenul să fie folosit doar de fermieri. Îmi răspundeți și dumneavoastră, după 10 secunde de publicitate, care ar trebui să fie pragul ăsta minim atât pentru persoanele juridice cât și pentru persoanele fizice? Cât să poți cumpăra? Că am văzut că au apărut niște cifre, sunt date în piață, dar nu știu, ele sunt oficiale, neoficiale, sunt doar niște informații pe care le-am preluat cu toții ca atare. Nu e nimic încă verificat. 10 secunde de publicitate și revenim.
Polenizarea naturală asigură un spor de producție și calitate culturilor dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Bun, am revenit în direct. Cum vedeți, domnul Ghiuriță, care trebuie să fie pragurile astea? Aici la sunt care două se aspecte. Una este pentru România, până la urmă, că na, aici vedeți, dumneavoastră, are... este ceea ce fiecare dintre noi vede. Și eu sunt adeptul pragului. Eu personal. Pe de altă parte, sunt câteva întrebări care țin de modul cum s-a gestionat această problemă de-a lungul timpului și acum creează frustrări și e chiar o problemă corect, de rezolvat. Știu la ce vreți să spuneți. Fiindcă sunt unii care au deja 2.000, 3.000, 4.000 și unul care are potențial zice, domne, eu ce vin am, de ce nu mai pot ajunge și eu ca cel care a luat? Este o problemă de gestionat. A doua problemă, haideți să mai spunem și mai franc. Eu știu că multă lume mă va critica după cele ce voi spune, dar asta e realitatea. Sunt și foarte mulți fermieri mari care n-au interesul ca lucrurile să fie reglementate. Fiindcă haideți să vă spun un lucru. În momentul în care tu ai 3.000 de hectare dintr-o comună care deține 6, toate, tu faci jocurile acolo la achiziție. Nu te avantajează o astfel de lege. Care să spună condiții, să spună blocaje și așa mai departe. Indiferent că e cea trecută, cea care va veni sau care va mai fi. Noi vorbim de principii. E, foarte mulți dintre acești oameni, care nu mai sunt fermieri, fiindcă noi trebuie și aici să mai facem o separație. Eu întotdeauna am zis, nu sunt fermier. Eu sunt un antreprenor în agricultură. Am angajați, am oameni. Nu sunt eu cel care conduc tractorul, conduc combina. Că mă sui și odată de hobby sau de două ori sau de șapte ori, aia e altă treabă. Dar mă sui că vreau eu. Nu. Nu că sunteți obligat, că sunteți forța, da. Vedeți dumneavoastră. Și trebuie să facem să recunoaștem aceste lucruri. Niște antreprenori au un tip de interese, fermierii au alte interese, gospodăriile mici au alte interese. Lucrurile sunt separate. Și noi trebuie să le așezăm pe căprării. Nimeni nu trebuie să aibă o rușine că încearcă să-și apere interesele. E logic și firește. De asta ne asociem în fel de fel de asociații. Suntem un grup de oameni care practicăm o meserie și avem niște interese comune. Eu cu dumneavoastră și cu domnul Berg. Ok, gata, facem o asociere și ne apărăm interesele. Nu trebuie să fie o rușine asta. Problema este că trebuie să avem verticalitatea să recunoaștem niște lucruri și să le spunem public. Și lobby-ul să-l faci la vedere, nu prin spate, pe după uși, pe după ferestre, pe după sobe. Asta e toată diferența. Da? Sunt fermieri care au interes să nu fie o lege cu restricții. Foarte bine să o spună public. Să-și o asume și să lupte pentru interesul lor. Alții doresc restricții. Deci, în primul rând, trebuie să o clarificăm. Acum, cât să fie, cât să nu fie, vedeți dumneavoastră iarăși. Se vehiculează. Cum a zis și domnul ministru, 500 cu 1000, poate altcineva zice 300 cu 700. Dar întrebarea este, care este principiul la care ne raportăm? Care este studiul? Ce profitabilitate vrem să aibă? Sau ce anume înseamnă desemnarea la 500 de hectare și nu 349? Nu știu, n-am citit nicăieri o susținere pentru o cifră. Exact, pe ce e bazată până la urmă? Da, iar orice criteriu care nu e bazat pe o regulă, și eu nu vorbesc de aceste două cifre. Nu știu dacă sunt bune sau rele, eu personal nu știu. Dar în momentul în care discutăm nebazat pe un studiu, pe o argumentație, pe un principiu, atunci lucrurile pot fi discutabile. Iar toate aceste discuții duc la blocaje, la frânare. Și mai e o chestie. Orice lege are un interes. Orice reglementare are un interes. Noi, știți, vrem să fim mai fecioare decât suntem, ca nație, așa. E, dar regula este următoarea. Nu faci o reglementare de dragul a o face, ci o faci pentru ceva, să o cerință. Cineva bun, declarat e să apărăm pământul de fondurile de investiții și să nu mai poată... Păi și declarat, cum e valabil asta când tu vrei să scoți condiția de domiciliu minim 5 ani și sediu, nu mai are nu mai plătește niciun fel de impozit pentru diferența de preț de la cât ai cumpărat, la cât ai vândut, dacă vinzi mai devreme de 8 ani. Alea erau principalele elemente și care au trecut de Curtea Constituțională, n-au fost contestate de Uniunea Europeană. Dacă le scoți pe alea, ce înseamnă? Că ne întoarcem iar la 2014. Tocmai în cazul ăsta, dacă exact aceste două aspecte vor fi scoase, bun, eu am înțeles și chiar am salutat și am fost de acord cu
motivația noii forme a 175-ului din 2020. Păstrăm pământul în țară, îi împiedicăm pe străini să cumpere și așa mai departe. Da, ok, apărăm fermierul român, foarte bine. Dar acum, după câteva luni de zile, exact cum a spus domnul Bercu, vii și scoți condiția de domiciliu, scoți condiția de diferență de, dintre prețul de vânzare. Păi atunci, nu e iar o formă fără fond? Ca să nu spun o demagogie. Dar hai să spunem și lucrurilor pe nume, că deja așa începe să miroase treaba asta. Sunt fonduri de investiții care abia așteaptă să prindă acum fermierii care șchiopătează, care, atenție, încă mai șchiopătează după episodul de anul trecut și abia așteaptă o relaxare, să-i spunem, legislativă acestui aspect, ca să poată să cumpere teren, să se extindă, să... Ori, asta mi se pare exact. Condițiile astea două justificau noua formă a legii 175. Dacă astea dispar, nu facem decât să facem o bulibășală legislativă, mai modificăm de dragul de a modifica și toată ziua bifăm că am făcut reformă. Am făcut reformă și în agricultură, cum tot facem de ani de zile, și în învățământ, și în sănătate, și în toate domeniile. Noi facem reformă, dar sunt forme fără fond. Și mai se pune o întrebare. Vedeți, dumneavoastră, s-a făcut noua lege. Eu și atunci am zis, spun și acum, că poate cineva o auzi din greșeală. Nu ne-am înțeles cu terenul, că îl vindem, că nu-l vindem, că vindem mai mult, că mai puțin. Ce facem cu vânzarea fermelor, ca întreg? Corect. Nu e reglementată nicăieri. Noi nu vrem să începem și noi să fim normali ca în vest. În vest, dacă te duci în Franța, în Germania, în Belgia, unde vreți dumneavoastră, cumperi ferma, nu cumperi pământ. Doi, dacă vin urmașii, bun, să zicem copiii mei, fetele mele nu vor să preia ferma. Ok, vreau să o dau. Vine un tânăr din sat și zice, domnul Gherdiță, eu mă bag la treabă. Unde se duce amărâtul ăla să iau un credit? Fiindcă eu degeaba nu-i dau. Și nu-i dă nimeni. Da? Afară se îndatorează o viață, că asta e viața. Nu-i dă nici afară nimeni, nu-i dă nici taicățul, nici maicăța gratis. El trimite la bancă, îi dă banca, a venit, mi-a plătit, ia ferma tati și muncești o viață pentru bancă, pentru cine te-a finanțat. Și cât vei fi de deștept, te vei descurca. Asta este. Noi nu încercăm să facem un sistem. Vrem să ajutăm ferma mică, de familie, de exploatație, de cum Dumnezeu îi spune asta. Cum o ajutăm? Păi el are 5 hectare. Dacă nu-i faci un credit funciar, degeaba poți să-i faci legea cum o îi faci. Că fără bani tot nu-i dă nimeni pământul. Deci noi ne învârtim în jurul cozii și nu vrem să înțelegem în limitările noastre mentale, care sunt grave deja ca nație, că nu putem să facem doar legea terenului. Trebuie să o asociem cu mai multe legi. Da, eu cred că noi am pornit construcția asta greșită. Adică în loc să pornim cu fundația, cum spuneați dumneavoastră, am pornit deja cu vârful, cu acoperișul. Dar ele vin împletite. Adică... Fiindcă legea vânzării... Scuze, o secundă. Legea vânzării ar veni cu creditul, legea creditului funciar, cu legea arendei, cu legea îmbunătățirilor funciare, fiindcă nu vorbim doar de irigații, vorbim și de desecări și de alte amenajări și așa mai departe. Și toate împreună să reglementeze ordine în țara asta. Să știe omul, domne, vin în agricultură, foarte bine că ai venit. Haideți să mai vă spun un lucru. Haideți să-mi spuneți după publicitate, că trebuie să luăm câteva minute și ne întoarcem după o scurtă pauză comercială.